Proiecțiile au fost precedate de un duel al viorilor, Stradivarius vs. Guarneri, care a strâns sute de persoane în parcul Coloanei fără sfârșit. Apoi 70 de drone au luminat coloana fără sfârșit și au reprodus simboluri brâncușiene în jurul operei la o înălțime de aproape 50 de metri. Am venit cu un concept unic și de această dată și cu o animație mult mai complexă, un număr mult mai mare de drone. Avem și câteva surprize în conceptul nostru al show-ului pentru publicul târgujean. Vor fi proiectate și câteva din operele lui Brâncuș. Show-ul durează 9 minute și sperăm să fie mult mai bine și ca data trecută. 50 de drone au mai făcut un show similar la sfârșitul lunii august. Autoritățile vor să atragă astfel cât mai mulți turiști. Ce v-a plăcut cel mai tare? Dronele. Dronele, cum le-au aranjat, cum, foarte frumos. Interesant și o idee extraordinar de bună pentru Târgu Jiu și pentru faptul că ieșim și noi puțin în lume. Un târgujean s-a întors acasă luna trecută, a pus un spectacol în scenă care a avut un impact extraordinar. Nu numai în Târgu Jiu, am văzut și pe toate televiziunile naționale. Am revenit cu acest spectacol la cererea tuturor celor care au fost prezenți și mai mult decât atât a celor care nu au văzut primul spectacol. Evenimentul a încheiat seria turneelor de poveste programate de municipalitate pentru acest an.